S-au făcut analize și s-a constatat că localități precum Brezoaiele, Poiana, Slobozia, Moare, Odobești, Șelaru, Podlogi, Răcarul, Ieși sau Moroiene au în sol o încărcătură mare de nitrați. Sursele poluării fiind dozele de îngrășăminte aplicate culturilor, dar și termenele încorporării lor și timpul însămânțării. De aceea, API a distribuit agricultorilor din zonele vulnerabile un calendar cu perioadele în care este interzis să împrăștie gunoiul, iar la controlele în teren se verifică dacă fermierii au platforme impermeabilizate pentru depozitat gunoiul. Toți fermierii crescători de animale care sunt situați în zone vulnerabile la nitrați au primit la depunerea cererii un calendar în care sunt specificate atât zonele și perioadele de interdicție, când nu au voie să împrăștie gunoiul și atunci el trebuie depozitat pe aceste platforme și mai alte informații. Deci când au voie, când le este permis, să ei au acest, acum eu nu știu cât l-au respectat sau nu, asta vor verifica colegii mei care merg în teren. Grav este că nitrații se acumulează în producția agricolă cultivată pe solurile în care cantitatea lor este sporită, devenind periculoși pentru consumatori. De aceea, fermierii ar trebui să respecte anumite reguli și să facă analize înainte să îngrașe pământul inutil. Ca să fac o fertilizare corectă pentru a obține plafonul de producție pe care și-l propune fermierul, la ceea ce este găsit în sol, se vine cu recomandarea privind dozele de îngrășăminte care sunt necesare pentru asigurarea acestui plafon. În cazul celor care au depus documente pentru a primi ajutoare financiare pentru suprafața agricolă, API promite sancțiuni cu excluderea de la plată în cazul celor care supraîngrașă terenul.